Bună dimineața! Astăzi vom începe să citim o nouă carte a Scripturii, a doua carte a lui Samuel. Aceasta continuă istoria monarhiei din Israel, înregistrând viața și domnia lui David cu toate victoriile și crizele ei. Cartea descrie domnia lui David mai întâi asupra teritoriului lui Iuda și apoi asupra întregii națiuni israelite. Ni se prezintă urcarea lui pe tron, păcatele lui, adulterul și asasinatul și consecințele teribile ale acestora asupra familiei sale și asupra poporului. Cartea arată că David însuși a trebuit să treacă prin mari suferințe. Autorul cărții notează în mod repetat faptul că Domnul a fost cu David în ciuda numeroaselor sale căderi. Astăzi vom citi primele trei capitole. Vom afla despre urcarea lui David pe tron, despre conflictul între familia acestuia și familia lui Saul și despre momentul în care Abner trece de partea lui David. Asculți Biblia zilnică, locul în care în fiecare zi citim un pasaj biblic, astfel încât, într-un an, să parcurgem întreaga Scriptură. 2 Samuel 1. Vestea morții lui Saul și a lui Ionatan. După moartea lui Saul, David se întorsese de la înfrângerea amalechiților și se afla în Țiclag de 2 zile. A treia zi a venit un bărbat din tabăra lui Saul cu hainele sfâșiate și cu țărână pe cap. Când a ajuns la David, s-a aruncat la pământ și s-a închinat. David l-a întrebat: "De unde vii?" El a răspuns: "Am scăpat din tabăra lui Israel." David i-a zis: "Spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat?" El a răspuns: "Oamenii au fugit de pe câmpul de luptă și mulți dintre ei au murit. Saul și fiul său Ionatan au murit și ei." David l-a întrebat pe tânărul care l-a înștiințat: "De unde știi că Saul și fiul său Ionatan au murit?" Tânărul care l-a înștiințat a răspuns: "S-a întâmplat să mă aflu pe muntele Gilboa, unde l-am văzut pe Saul sprijinit pe sulița sa, în timp ce carele și călăreții îl ajungeau din urmă. Când Saul s-a uitat în urmă și m-a văzut, m-a chemat, iar eu i-am răspuns: "Iată-mă!" El m-a întrebat: "Cine ești?" Eu i-am răspuns: "Sunt amalechit." Atunci el mi-a zis: "Stai în dreptul meu și omoară-mă, căci deși mai este viață în mine, m-a apucat amețeala." Așadar, am stat în dreptul lui și l-am omorât, deoarece știam că nu va mai trăi în urma căderii sale. I-am luat apoi coroana de pe cap și brățara de la braț și le-am adus aici, stăpânului meu. Atunci David și-a apucat hainele și le-a sfâșiat, iar toți bărbații care erau cu el au făcut același lucru. Au jelit, au plâns și au postit până seara pentru Saul, pentru fiul său Ionatan, pentru poporul Domnului și pentru casa lui Israel, căci au căzut loviți de sabie. Apoi David l-a întrebat pe tânărul care i-a adus veștile: "De unde ești?" El i-a răspuns: "Sunt fiul unui străin, un amalechit." Atunci David i-a zis: "Cum de nu te-ai temut să-ți ridici mâna ca să-l dobori pe unsul Domnului?" Apoi David l-a chemat pe unul dintre tinerii lui și i-a zis: "Apropie-te și omoară-l." El l-a lovit și acesta a murit. David i-a zis: "Sângele tău să fie asupra capului tău, căci gura ta a mărturisit împotriva ta când ai zis: 'L-am omorât pe unsul Domnului.'" Cântarea de jale a lui David. David a cântat această cântare de jale despre Saul și despre Ionatan, fiul acestuia, și le-a cerut fiilor lui Iuda să învețe această cântare a arcului. Iată că ea se află scrisă în cartea lui Ișar, sau cartea celui drept, o veche culegere de texte epice, astăzi pierdută. David a zis: "Gloria ta, Israel, zace ucisă pe înălțimile tale. O, cum au căzut vitejii!
Nu spuneți lucrul acesta în Gat și nu-l vestiți pe străzile Așchelonului, ca nu cumva să se bucure fetele filistenilor, ca nu cumva să strige de bucurie fetele celor necircumciși. O, munți ai Gilboei, să nu mai fie nici rouă și nici ploaie peste voi și nici câmpii pentru darurile de mâncare, căci acolo a fost profanat scutul vitejilor, scutul lui Saul, care nu mai este uns cu ulei. De la sângele celor uciși, de la grăsimea vitejilor, arcul lui Ionatan nu dădea înapoi, iar sabia lui Saul nu se învârtea în gol. Saul și Ionatan, care în viață s-au iubit și s-au plăcut, nici măcar în moarte n-au fost despărțiți. Erau mai iuți decât vulturii și mai puternici decât leii. Voi, fete ale lui Israel, plângeți-l pe Saul, pe cel care vă îmbrăca în haine stacojii și cu mult fast, pe cel care vă împodobea hainele cu ornamente de aur. Ah, cum au căzut vitejii în mijlocul luptei! Ionatan zace ucis pe înălțimile tale! Sunt mâhnit din cauza ta, frate Ionatan! Mi-ai fost atât de drag! Dragostea ta pentru mine a fost minunată, mai minunată chiar decât dragostea femeilor. O, cum au căzut vitejii și cum au fost distruse armele! 2 Samuel 2. David desemnat rege al lui Iuda. După aceea, David l-a întrebat pe Domnul zicând: să mă duc în vreuna dintre cetățile lui Iuda? Domnul i-a răspuns: du-te. David a întrebat: unde să mă duc? El a răspuns: la Hebron. David s-a dus acolo împreună cu cele două soții ale sale, izraelita Ahinoam și Abigail, fosta soția carmelitului Nabal. David i-a luat cu el și pe oamenii săi, pe fiecare cu familia lui, și au locuit în cetățile Hebronului. Bărbații din Iuda au venit și l-au uns acolo pe David ca rege peste casa lui Iuda. Ei l-au înștiințat pe David zicând: bărbații din Iabeșul Giladului sunt cei care l-au îngropat pe Saul. Atunci David a trimis mesageri la bărbații din Iabeșul Giladului zicându-le: binecuvântați să fiți de Domnul pentru că ați arătat această bunătate față de stăpânul vostru, Saul, și l-ați îngropat. Și acum fie ca Domnul să vă arate îndurare și credincioșie. Vă voi face și eu bine pentru fapta pe care ați făcut-o. Acum întăriți-vă și fiți viteji, căci stăpânul vostru Saul a murit, iar cei din casa lui Iuda m-au uns pe mine rege peste ei. Război între familia lui David și cea a lui Saul. Între timp, Abner, fiul lui Ner, conducătorul armatei lui Saul, l-a luat pe Ișboșet, fiul lui Saul, și l-a trecut în Mahanaim, unde l-a numit rege peste Gilad, peste Așuriți, peste Israel, Efraim, Beniamin și peste tot Israelul. Ișboșet, fiul lui Saul, avea 40 de ani când a început să domnească peste Israel și a domnit timp de 2 ani. Numai casa lui Iuda l-a urmat pe David. Perioada cât David a fost rege la Hebron, peste casa lui Iuda, a fost de 7 ani și 6 luni. Abner, fiul lui Ner, a ieșit din Mahanaim împreună cu slujitorii lui Ișboșet ca să plece la Givon. Atunci Ioab, fiul Țeruiei, și slujitorii lui David au ieșit și i-au întâlnit la iazul din Givon. Unii ședeau de o parte a iazului, iar alții de cealaltă parte a iazului. Abner i-a zis lui Ioab: să se ridice tinerii și să se întreacă în luptă înaintea noastră. Ioab a răspuns: să se ridice. Tinerii s-au ridicat și s-au înfățișat în număr egal, 12 pentru Beniamin și pentru Ișboșet și 12 dintre slujitorii lui David.
Fiecare și-a apucat semenul de cap, având sabia într-o parte, și au căzut morți împreună. Locul acela, care se află în Givon, s-a numit de atunci Helkat Hatsurim, care înseamnă locul săbiilor sau locul ostilităților. Lupta a fost intensă în acea zi, iar Abner și bărbații lui Israel au fost învinși de către slujitorii lui David. Se aflau acolo și cei trei fii ai Țeruiei, Ioab, Abishai și Asael. Asael era iute de picioare, ca una dintre gazelele de pe câmp. El l-a urmărit pe Abner, fără a se abate nici la dreapta, nici la stânga de la urmărirea acestuia. Abner s-a uitat în urmă și a întrebat: "Tu ești Asael?" Asael a răspuns: "Eu sunt." Atunci Abner i-a zis: "Abate-te la dreapta sau la stânga ta. Apucă-l pe unul dintre tinerii aceștia și ia-i armura." Asael însă nu s-a abătut de la urmărirea acestuia. Abner i-a zis din nou lui Asael: "Întoarce-te din urmărirea mea. De ce să te dobor la pământ? Cum îmi voi mai ridica fața înaintea fratelui tău Ioab?" Dar Asael a refuzat să se întoarcă. Atunci Abner l-a lovit în stomac cu capătul suliței și sulița i-a ieșit prin spate. Asael a căzut acolo și a murit pe loc. Toți cei care ajungeau la locul în care căzuse și murise Asael se opreau. Dar Ioab și Abisai l-au urmărit pe Abner și la apusul soarelui au ajuns la dealul Ama, care se află la est de Giah, pe drumul spre deșertul Givonului. Fiii lui Beniamin se adunaseră în urma lui Abner, alcătuiseră o singură ceată și stăteau pe vârful unui deal. Abner l-a strigat pe Ioab și i-a zis: "Oare să devoreze sabia la nesfârșit? Nu înțelegi că se va sfârși cu amărăciune? Până când vei amâna să spui celor din popor să se întoarcă de la urmărirea fraților lor?" Ioab a răspuns: "Viu este Dumnezeu că dacă n-ai fi vorbit, poporul ar fi continuat urmărirea fraților lui până dimineață." Apoi Ioab a sunat din trâmbiță și tot poporul s-a oprit. Nu l-au mai urmărit pe Israel și nu s-au mai luptat. Atunci Abner și oamenii săi au mers toată noaptea prin Araba. Au trecut Iordanul, au străbătut tot Bitronul și au ajuns la Mahanaim. Ioab s-a întors de la urmărirea lui Abner și a adunat tot poporul. Dintre slujitorii lui David lipseau 19 oameni și Asael. Slujitorii lui David omorâseră 360 de bărbați din Beniamin și dintre oamenii lui Abner. L-au luat pe Asael și l-au înmormântat în mormântul tatălui său din Betleem. Ioab și oamenii săi au mers toată noaptea și au ajuns la Hebron când s-a luminat de ziua. 2 Samuel 3. Războiul dintre casa lui Saul și casa lui David a durat mult timp. David devenea tot mai puternic, în timp ce casa lui Saul slăbea tot mai mult. Fiii lui David care i s-au născut la Hebron sunt următorii: Amnon, întâiul născut, fiul izraelitei Ahinoam; Chileab, al doilea, fiul lui Abigail, fosta soția lui Nabal, carmelitul; Absalom, al treilea, fiul Maacăi, fata lui Talmai, regele Gheșurului; Adonia, al patrulea, fiul Hagitei; Șefatia, al cincelea, fiul lui Abital; Itream, al șaselea, al lui Egla, soția lui David. Aceștia i s-au născut lui David în Hebron. Abner de partea lui David. În timpul războiului dintre casa lui Saul și casa lui David, Abner a devenit puternic în casa lui Saul. Saul avea o țiitoare pe nume Rizpa, fata lui Aia. Ișboșet i-a zis lui Abner: "De ce te-ai culcat cu țiitoarea tatălui meu?" Abner s-a mâniat foarte tare din cauza cuvintelor lui Ișboșet și i-a zis: "Oare cap de câine sunt eu?
Sunt eu oare de partea lui Iuda? Astăzi am dat dovadă de credincioșie față de casa tatălui tău, Saul, a fraților și a prietenilor lui și nu te-am dat în mâna lui David. Iar tu mă găsești astăzi vinovat din cauza acestei femei? Dumnezeu să se poarte cu toată asprimea față de Abner dacă nu voi face pentru David ceea ce i-a promis Domnul prin jurământ, și anume că va lua domnia de la casa lui Saul și va ridica tronul lui David peste Israel și peste Iuda, de la Dan până la Berșeba. Ișboșet n-a îndrăznit să-i mai spună ceva lui Abner, pentru că se temea de el. Abner a trimis mesageri la David din partea lui zicând: A cui este țara? Apoi a zis: Încheie un legământ cu mine, iar eu te voi susține să întorci la tine tot Israelul. David i-a răspuns: Bine, voi încheia legământ cu tine, însă îți cer un singur lucru. Nu-mi vei mai vedea fața dacă nu mi-o aduci pe Mihal, fata lui Saul, atunci când vii să mă vezi. David a trimis mesageri la Ișboșet, fiul lui Saul, zicând: Dă-mi-o pe soția mea, pe Mihal, cu care m-am logodit pentru prețul celor 100 de prepuțuri de ale filistenilor. Ișboșet a trimis după ea și aceasta a fost luată de la soțul ei, de la Paltiel, fiul lui Laiș. Soțul ei a mers cu ea, plângând în urma ei, până la Bahurim. Abner i-a zis: Întoarce-te acasă! Și el s-a întors acasă. Apoi Abner a vorbit cu bătrânii lui Israel zicând: Chiar și în trecut ați încercat să-l aveți ca rege pe David. Acum faceți întocmai, căci Domnul i-a vorbit lui David zicând: Prin mâna slujitorului meu David îmi voi salva poporul Israel din mâna filistenilor și a tuturor dușmanilor săi. Abner a vorbit și cu cei din Beniamin. După aceea, Abner s-a dus la Hebron ca să-i spună și lui David tot ceea ce Israel și întreaga casa lui Beniamin acceptase că este bine. A sosit la David la Hebron însoțit de 20 de bărbați. David a dat un ospăț în cinstea lui Abner și a oamenilor care erau cu el. Abner i-a zis lui David: Lasă-mă să plec și să adun tot Israelul la stăpânul meu, regele, ca să încheie un legământ cu tine și astfel să domnești peste tot ce dorește sufletul tău. David i-a dat voie lui Abner să plece, iar acesta a plecat în pace. Abner asasinat de Ioab. Chiar atunci, slujitorii lui David și Ioab s-au întors de la un raid și au adus cu ei o mare pradă. Abner însă nu se mai afla împreună cu David la Hebron, căci acesta îi dăduse drumul, iar el plecase în pace. Când Ioab și toată armata care era cu el au ajuns, l-au înștiințat pe Ioab zicând: Abner, fiul lui Ner, a venit la rege, iar acesta i-a dat drumul și el a plecat în pace. Ioab a venit la rege și i-a zis: Ce ai făcut? Iată, Abner a fost la tine, iar tu i-ai dat voie să plece. De ce? Îl cunoști bine pe Abner, fiul lui Ner. El a venit să te înșele, să-ți cunoască mișcările și să știe tot ce faci. După ce a ieșit de la David, Ioab a trimis mesageri după Abner, iar aceștia l-au adus înapoi de la fântâna lui Sira. David însă nu știa nimic. Când a ajuns Abner la Hebron, Ioab l-a luat deoparte la poartă ca și cum i-ar vorbi în taină. Acolo, ca să-l răzbune pe fratele său Asael, Ioab l-a lovit în stomac și a murit. Când a aflat David ce s-a întâmplat, a zis: Eu și regatul meu suntem nevinovați înaintea Domnului pentru totdeauna de moartea lui Abner, fiul lui Ner. Fie ca vina acestei morți să cadă asupra lui Ioab și asupra familiei tatălui său. Fie ca în familia lui Ioab să existe întotdeauna cineva care să aibă o scurgere sau o infecție, cineva care să se sprijine în cârjă, cineva care să cadă lovit de sabie și cineva care să ducă lipsă de pâine. Ioab împreună cu fratele său Abishai l-a ucis pe Abner,
pentru că în lupta de la Givon, acesta l-a omorâse pe fratele lor Asael. David i-a zis lui Ioab și întregului popor care era cu el: Sfâșiați-vă hainele, înfășurați-vă mijlocul cu pânză de sac și mergeți jelind înaintea lui Abner. Regele David mergea în urma Sicriului. L-au înmormântat pe Abner la Hebron. Regele și-a ridicat glasul și a plâns la mormântul lui Abner și tot poporul a plâns. Regele a cântat această cântare de jale: Să moară Abner cum moare un nebun? N-avea nici mâinile legate, nici picioarele puse în lanțuri. Ai căzut ca unul răpus de mișei. Și tot poporul a plâns din nou după Abner. Tot poporul s-a apropiat de David ca să-l determine să mănânce cât mai era încă ziua. Însă David a jurat zicând: Dumnezeu să se poarte cu mine cu toată asprimea dacă voi gusta pâine sau orice altceva înainte de apusul soarelui. Tot poporul a văzut aceasta și a apreciat hotărârea regelui. De altfel, tot ce a făcut regele a fost apreciat de întregul popor. Astfel, în acea zi, tot poporul și tot Israelul au știut că nu regele l-a omorât pe Abner, fiul lui Ner. Apoi regele le-a zis slujitorilor săi: Nu vă dați seama că un prinț și un mare om a căzut astăzi în Israel? Și astăzi, deși sunt uns ca rege, sunt slab, iar acești bărbați, fiii țeruiei, sunt prea puternici pentru mine. Fie ca Domnul să-i răsplătească celui rău după răutatea lui. Acesta a fost pasajul biblic pentru astăzi. Fie ca bunul Dumnezeu să-ți dea zile liniștite, să croiască un drum drept și lin înaintea pașilor tăi și să trăiești în pace fiecare zi a vieții tale. Astăzi să ai o zi binecuvântată. Pe mâine!